Deschizând ochii sufletului meu cu puterea ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid și ușa inimii mele și precum am sculat din patul în care zăceam ca un mort, așa trebuie să mă scol din patul fără de legii și al nemulțumirii în care zac mort eu leneșul. Drept aceea, îți mulțumesc, Domnul meu, care m-ai păzit întreg și viu în această noapte și mai vârtos că n-am căzut în vreun păcat cu darul tău. Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina, întru care pot vedea multe nesatornicii și zminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin multe pricini ca să cad în păcate și în voia de moarte. Cum voi putea scăpa de acela de nu vei ajuta tu, care ești puterea mea? Pentru aceasta te rog, Dumnezeul meu, să-mi ajuți să-mi dai darul tău cel sfânt, pentru că aflându-mă împreună cu el, acesta mă va păzi să nu cad în vreo greșeală și va face ca să-ți fiu plăcut într-o toate lucrurile mele. Deci, de acum hotărăsc să nu fac niciun lucru care să nu fie spre bucuria ta, spre folosul meu. Și pentru ca să pun început bun din începutul acestei zile, îți depun ție toate gândurile mele, toate cuvintele mele, toate poftele mele și toate lucrurile mele pentru ca să le povățuiești cu înțelepciunea ta și să le tocmești după judecata dreptății tale. Și să făgăduiesc cu adevărat cum că voia mea nu se va mai despărți de voia ta, numai să nu mi se descopere. Pentru aceasta, te rog, să mă întărești în voința ta ca un prea puternic, ca să păzești să vârșesc aceste făgăduiele ale mele, spre cuvântarea de mărire a împărăției tale, spre folosul sufletului meu. Amin.